Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La mare, la soare, turiștii se plâng de, citez, invazia buburuzelor pe plajă. Iată ce scrie o excursionistă pe Facebook, citez. Și dânsa apare în adevărul, zice așa: stoluri, hoarde, cârduri, turme și cirezi de muște, musculițe, albinuțe și purici zburători au năvălit și au cotropit plaja cu tot ce are ea pe ea. Plus buburuze pișcăcioase, să nu le uit, mai ales buburuze cu catralioanele. Pișcăcioase? Aici, da, nu știu, e prima dată când aud că buburuza e pișcăcioasă, dar poate o fi. Și avem aici un... reprezentantul nostru la mare. Trimisul nostru special peste weekend la mare, domnul Luca Pastia. Am fost special să constat treaba cu buburuzele. Și înțeleg că ai dormit non-stop. Da. Nu, am văzut și eu. Am pățit buburuze. Nu știam asta că e o invazie. Dar am remarcat că erau foarte multe buburuze. Adică nu asociam buburuza cu litoralul, știi? Dar multe, multe tip invazie sau așa multe? Eu acum când am fost, sau mă rog, în zona în care am stat eu, erau multicele buburuze, dar nu tip invazie. Bine, buburuzelor nu le place muzica tare. Da. Și Luca, după cum știi, e clubber. Nu, da, da. A fost la club. Am fost și la club, dar nu, am fost și la plajă, am fost peste tot și erau buburuze. Însă, ce pot să vă spun despre buburuze, am studiat comportamentul lor mai din timp. Mai de când erai mic. Am prietenii mei la Doftana, unde mai merg eu câteodată. Când a fost pandemie, mergeam mai des. Nu stai să rămâne la mare. Păi nu stai un pic, că e tot cu buburuze. Oamenii au schimbat acoperișul casei. La un moment dat, în primăvară. Băi, nene, și din acoperișul casei au năvălit în casă, după ce au scos tabla de pe casă, mii de saci de buburuze. Eu n-am crezut așa ceva. Stai seama ce... S-au documentat și că ele acolo hibernează și se întorc întotdeauna la cămin. Sunt ca porumbelul, știi? Că porumbelul unde cuibărește, acolo se întoarce. Păi și ce s-a întâmplat? Adică crezi că s-au schimbat acoperișurile ăștia la Constanța de... A fost asta invazie? Mă gândesc, nu știu. Nu, sunt alte explicații acolo. Eu aș vrea să precizez următorul lucru, că în cursul predocumentării pe acest subiect, când am discutat în echipă cum am putea să dezvoltăm, am aflat detalii despre investigația făcută de Luca la mare. Luca, el nu a fost, de fapt, pe plajă prea mult. Adică prea. Din cele 48 de ore a petrecut cam o oră jumate. Da. Timp în care am întâlnit 7-8 buburuze. Da. Deci. Dar documentarea a fost făcută pe alte chestiuni. Sectorul alimentar... Sectorul alimentar vă ajut cu spatele oricând. Și cu documentarea amplă. Și sectorul entertainment a fost și, de asemenea, sectorul nani. De acolo s-a făcut documentare serioasă. M-am uitat și la meciuri. Deci tu de ce te-ai dus la mare... Să dar la soare. Tu nu te duci la mare. Te duci să mănânci, să dormi. Mănânci ceva, mai te treci. Bun. Avem și explicația. Iată ce spune directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, domnul Adrian Bâlbă. Citez. Buburuzele, numite impropriu gărgărițe sau mămăruțe. Deci asta reține că buburuza nu este gărgărița și nici mămăruța. E, nu. Așa spune dânsul, este directorul Complexului Muzeal de Științe al Naturii Constanța. Se pricepe clar mai bine ca noi. Adică aia e altceva? Da, aia e cu totul altceva. Buburuza nu este mămăruță. De mămăruță n-am auzit în viața mea. Nici eu, dar e clar că nu e. Ok. Deci, da, gărgăriță? Buburuza, mămăruță, sunt niște insecte micuțe, toxice, urâte pentru păsări, frumoase pentru noi. Atunci când se încălzește, și dacă se încălzește și brusc, ies multe. Ele, adică buburuzele, nu mămăruțele, trebuiau să iasă de vreo lună. Dar a tot fost frig și asta le-a oprit din stadiul de adult epibiont. Cum? Epibiont. Sper că nu e vreo greșeală de tipar aici. Adult epibiont. Un adult care stă și doarme. Adică doarme de frig. Eu. Și eu mă simt și eu adult epibiont, dar și la cald și la frig. Eu sunt adult... bi-epibiont, dacă se poate spune. Multi-epibiont. Da. Buburuzelor. Mămăruța lor. Uite, ne-a scris Nicu Bârzu că e la eforie și acolo e jale cu buburuzele. Deci se confirmă starea de alertă de pe litoral. Deci buburuze, bă, vezi, bă, ce înseamnă să fii bogat? Te duci la Mamaia, nici buburuzele nu te deranjează. Exact. Dacă ești mai suferind așa cu fondurile, nu știu, te duci la eforie, te duci tu la Techirghiol, să te dai cu un mon pe tine și pac, te umpli de buburuze. Vin ciurdele de mămăruțe. Eu aici am o nelămurire la ce a zis domnul specialist.
Că asta că a zis că sunt urâte pentru păsări. Adică păsările nu le iubesc. Le dezagrează când le... Sunt toxice. Uruze, puciți! Păi noi nu mâncăm. A, că sunt toxice. Am crezut că sunt urâte, e estetic. A zis că sunt drăguțe, pe noi urâte pentru păsări. Așa, conține uri. Vede... Au euri pentru păsări. Așa s-a exprimat dânsul. Adică păsările nu le iubesc, dar nouă ne plac de ele, pentru că le cântăm buburuză, ruză, bla, bla, da, și zboareți, lasă ceva galben în palmă, aparent. Iac. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.